și a testat abilitățile de șofer înainte să obțină permisul de conducere, iar asta i-a adus un dosar penal. Un tânăr de 20 de ani din comuna Vlăsinești s-a urcat la volanul unui autoturism chiar dacă nu avea dreptul de a conduce. În drumul său a dat nas în nas cu o patrulă de poliție care l-a oprit pentru controlul de rutină. În acel moment, speriat, tânărul a încercat să efectueze manevra de mers înapoi pentru a fugi din fața oamenilor legii. În cele din urmă, acesta a cedat și s-a conformat indicațiilor oferite de polițiști. În timpul efectuării cercetărilor, polițiștii au depistat faptul că tânărul nu avea permis de conducere și nici măcar declarația pe propria răspundere, necesară în momentul în care ieși în afara locuinței. Pentru aceste fapte, tânărul s-a ales cu dosar penal și cu o amendă de 2000 de lei. Tânărul de 20 de ani a fost depistat de către polițiștii din cadrul secției de poliție rurală numărul 9 Vlăsinești, în timp ce conducea autoturismul fără a poseda permis de conducere. Pe numele său a fost deschis un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere fără permis. De asemenea, acesta a fost sancționat pentru nerespectarea interdicțiilor de circulație cu o amendă în cuantum de 2000 de lei.